Este doctor, dar scrie istorie. În medicină. În 2004 a realizat un transplant de cornee de la un ochi la celălalt în premieră națională. Este vorba despre domnul doctor Dorin Chisăriță, care, după o cercetare amplă, a schimbat dogma în ceea ce privește tratamentul glaucomului la nivel internațional. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, despre acea cercetare care a scris istorie în medicină. Studiul care l-am imaginat era un studiu foarte practic, era un studiu prospectiv. Problema era să găsesc pacienții care să aibă glaucom similar la ambii ochi și la care la un ochi, conform randomizării, făceam operația clasică trabeculectomie, pe celălalt ochi făceam operația de sclerectomie profundă sau invers, conform randomizării. După ce am efectuat deci acest studiu, am încercat să analizez care este situația și am publicat articolul. Articolul a fost publicat foarte repede într-o revistă prestigioasă, I Oxford, și la care concluzia nu se mai alinia conceptului că procedura nouă este la fel de eficientă ca și cea convențională clasică, dar mai sigură, ci că procedura nouă este mai sigură, dar mai puțin eficientă. Revenind la operația de transplant de cornee, numim noi autocheratoplastie inversată, pentru că m-ați întrebat și mi-am amintit de ea. Sigur că am avut un curaj nebun. Curaj care nu mi-a dispărut nici acum, dar nu mai este nebun. În ce an ați știut că veți avea propria clinică? Am început să mă gândesc la ideea unei activități private undeva prin 1996-1997. Un motiv foarte important pentru care m-am gândit să fac lucrurile acestea erau legate de un gen de frustrare. Că ceea ce mă oferă mie sistemul de sănătate de stat este depășit, mai ales că după 1990 puteam să călătorim, să vedem și puteam să fac comparațiile, să zicem, doar dintr-o singură direcție. Mi-e greu să cred că într-un spital de stat există în momentul de față, dar nu știu, sub această rezervă, că există, să zicem, trei lasere care sunt utilizate conceptual diferit în tratamentul glaucomului. Dar știu că sunt și spitale dotate, fără să dau exemplu, cel puțin până la vremea în care eu am lucrat în clinica oftalmologică din Iași, clinica categoric nu avea dotarea corespunzătoare. Când erați șef de secție, ați făcut referate, bănuiesc, să primiți aparatură, să ce vi se răspundea? Deci aceasta era o problemă anuală. Nici nu mai așteptam răspunsul, că îl știam. Nu sunt bani. Era simplu, era extrem de simplu să se rezolve orice fel de problemă. Ce pot să vă spun? Că încă se lucrează cu aparatură învechită, cu instrumentar sau cu dispozitive care și-au dat duhul fizic de ani de zile, dar care încă mai funcționează. Trebuie făcute monumente pe ele, scrise că funcționează după 14-15 ani de utilizare. Dumneavoastră ați ales să investiți aici. Cât de mare a fost investiția? Nu, ea a fost progresivă. Acum pot să spun așa că probabil depășește 3 milioane de euro, dar mi-amintesc că primii bani împrumutați au fost 100.000 de euro în leasing, era la care am plătit o dobândă de 18% pentru un an. Deci automat după un an eu am plătit 118.000 de euro. Deci nu a fost ușor cu procurarea de fonduri. Toate lucrurile au fost făcute progresiv. Așa, să vă duc în tinerețe și să vă întorc în curtea spitalului unde ați
fost numit prima dată domnul doctor. Erați cu colegii îmbrăcați toți în halate albe. Ce vă amintiți din acea zi? Acest lucru se întâmpla la începutul anului 1972, când eram în semestru 2, în anul 1 al Facultății de Medicină. Atunci, studenții din anul 1 trebuiau să ducă să facă o practică într-un serviciu spitalicesc sau policlinic. Vă amintiți cum se făcea medicină pe vremea aceea? Cu ce mijloace? Pot să spun că medicina care am făcut, care am învățat-o și care am trăit-o era o medicină serioasă. O medicină mai puțin tehnologizată, dar o medicină mult, mult aplicată spre pacient. Relația doctor-pacient era cu totul alta în vremurile acelea. S-a schimbat relația dintre doctor și pacient, cerințele fiind crescute din ambele direcții. De ce credeți că s-a întâmplat asta? Criza aceasta perpetuă de timp face ca discuția, relația cu pacientul să fie mai degrabă intermediată de instrumente, de aparate, de computer, de rezultate de tipărite, ceea ce nu face bine. Cu ani în urmă, sigur că încercam să-mi răspund la întrebarea medicina este o știință sau o artă și spuneam că înainte de toate este o artă. Acum nu mai spun același lucru, spun că este știință, singurul lucru ce a rămas din artă este arta de a fi om. Și nu înveți, o ai sau nu ai. Dacă ar fi să definiți meseria dumneavoastră într-un cuvânt, care ar fi acesta? Dar. Ce frumos. Și a fost, că pentru mine a fost un dar. O șansă, un noroc, ce mi s-a oferit, un dar.